Un motociclist nu se pregătește doar la o cursă, se pregătește pentru cursa vieții. Mă numesc Virgil, sunt pilot la CSR-ul Reziteam. După cum știe multă lume, fac parte din Lupii Tineri. Am învățat prin toate participările la cursele la care am fost prezent, campionatele la care am fost prezent, am văzut cum se merge mai departe. Pot să spun că am puțin experiență aici și Alpe Adria, am văzut cum se concurează acolo. Am ajuns chiar și la MotoGP teste cu un copil. Trebuie să ajutăm copiii, dar nu îi ajutăm doar dându-le sfaturi. Nu este ceva ce trebuie să inventăm. Se întâmplă în MotoGP, unde și au școala lor. Am văzut cum merg lucrurile acolo și este păcat să nu facem și în România acest lucru. Sunt Daria, sunt în echipa CSR-ului de un an. Și anul acesta am reușit să iau titlul de campionă est-europeană la clasa de 300 Supersport. Anul acesta, împreună cu ACSRU, am lansat programul Junior Racing School și dorim să antrenăm pe anul următor cât mai mulți copii, eu fiind unul dintre primii piloți ai programului. Sunt Vlad, iar de anul acesta fac parte din programul ACSRU Junior Racing School. Am ajuns să-i cunosc pe cei de la ACSRU la jumătatea anului competițional, în luna august. Ei mi-au oferit o motocicletă, un echipament corespunzător și am intrat direct pe circuit cu ajutorul îndrumărilor echipei. Am ajuns să mă dezvolt pe mine, în așa fel încât în doar 3 luni de competiții am ajuns să obțin primul meu podium. Plecând de la o simplă pasiune pe două roți, am ajuns aici, am ajuns să fiu un pilot de curse. Din momentul în care pleci din paddock, din momentul în care te urci pe motocicletă, ești acolo, ești în priză, simți adrenalina care ușor-ușor îți vine în corp și te face să te simți de parcă zbori efectiv. Am reușit ca în anul acesta să termin și toate cele 5 etape la MotoRC. Sper că am fost un exemplu pentru copiii care m-au văzut pe pistă. Mă simt obligat prin tot ceea ce am făcut și ce am primit la rândul meu să dau mai departe. Știu de ce am ajuns eu la circuit și acest lucru trebuie să-l împărtășesc copiilor. Vor învăța educație, în primul rând, pe circuit, nu numai să se dea cu motocicleta, ci se vor căli, vor fi pregătiți pentru viitorul lor. Ca orice sport, dezvoltă. O cursă începută într-o etapă, într-un concurs, va căli și va forma personalitatea fiecăruia. Dacă eram jucător de șah, recomandam șahul. Eu acum pot să recomand decât motociclism. Eu am început sportul ăsta mergând cu tata, care mă plimba pe la toate circuitele posibile la care aveam eu acces. Era mult mai greu pentru el să se ocupe de tot. Trebuia să strângă cortul, trebuia să aranjeze motocicleta, trebuia să curețe motocicleta, dacă sunt toate șuruburile strânse, cum era înainte, pentru că am intrat în curse fără ca unele șuruburi să fie perfect strânse și a trebuit să abandonez din cauza asta, pentru că nu aveam un mecanic. Anul acesta, făcând parte din echipă, am fost eliberată de multe griji, ieșeam din circuit și mergeam la cort, ei luau motocicleta, o puneau pe stander, știi. Mă uitam la motocicletă, vorbeam cu Florin dacă mi s-a părut ceva greșit la motor. Pur și simplu explicam tot ce s-a întâmplat pe circuit, lucru care înainte nu se întâmpla, adică mergeam în mașină și stăteam și mă gândeam nu știu ce să fac mai bine, pentru că nu cunoșteam ce se întâmplă în cadrul motocicletei. Și într-o echipă, când ai un manager și un mecanic și oameni care sunt acolo să te sprijine și nu ești mai cu tatăl tău sau cu mama ta sau cu amândoi, e mult mai ușor. Asta a și reprezentat unul dintre motivele pentru care am câștigat campionatul în anul acesta, mă gândesc. Am venit la CSR-ul Racing pentru că am vrut ceva nou, am vrut o schimbare în viața mea. Iar acum că mă văd aici, obiectivele mele cresc, văd pista cu alți ochi și simt că trebuie să ajung acolo în față, trebuie să mă bat cu cei mai buni și trebuie să obțin o performanță pe care eu mi-o doresc. Copiii îi vom învăța să câștige. Vor câștiga o cursă, vor câștiga în viață, vor câștiga pentru totdeauna. Și bineînțeles, trebuie să ducă mai departe ceea ce am început noi. Trebuie să învățăm să descoperim talente. Anul acesta s-a făcut acest lucru, ceea ce este destul de îmbucurător și trăim acest lucru.